crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, în deșteptarea la Europa FM. 300 de euro valorează prima întrebare, 2400 ultima. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Bună! Bonjour. Raluca e din Iași. Bună dimineața! Așa da. Este, am zis bine, da? Da, din Iași. Ești acasă, ești la serviciu, ești pe drum? Sunt la serviciu. Cu ce te... Cu ce te... Cu ce ți umpli timpul la serviciu? Medic stomatolog. Acum aștept următorul pacient. Baulă, doamna doctor. Da. Ne-am spălat pe dinți, am făcut și flossing foarte tot. Bine. Avem și irigator. Foarte bine. Mulțumim. Foarte bine. Am mai fost la detartraj de mult. Asta nu e trebuie, bine. Ar trebui. Da, e o sondă cu ultrasunete care mă scoate de minți, nu pot să o suport. Da, știu. Ești genul care îți face anestezie la detartraj? Da. A, nu cred. Obligatoriu. Nu suport chestia. Serios? Da, mă injectabilă sau cu spray? Nu, cred că dă cu spray. N-am mai fost așa. Așa, da. Bine, Raluca, uite, e relaxată, n-are nicio treabă. Nu sunt relaxată, da. De ce nu ești relaxată? Stres, na. Poftiți pe scaun. Am emoții un pic. Relaxați-vă, stați pe spate, gândiți-vă la tot. Raluca, nu o să simți nimic. Da. Bravo. Da, na. Da. Nu se întâmplă nimic. Avem noi grijă de asta. 6 secunde durează. Da, okay. Da. În 6 secunde am scos molari, practic orice. Puțin acum. Exact. Bine, Raluca, să știi că noi cele 6 secunde ți le oferim pentru un răspuns corect, sper eu. Okay. Avem 4 întrebări pregătite pentru tine. Sunt simple, nu e nimic complicat. Mm-hmm. Dar nimic complicat. Serios. Ai șansa astăzi să câștigi 2400 de euro dacă mergi până la capăt. Dacă să ajungi la capăt acolo, trebuie să răspunzi corect la fiecare întrebare. După fiecare răspuns corect, ai două opțiuni. Ori te oprești și rămâi cu banii câștigați până în momentul respectiv, ori alegi să mergi mai departe, dublezi valoarea premiului, însă dacă ai greșit sau ai depășit timpul, nu știu, habar n-am, banii rămân la noi, da? Sigur, da. Bine, păi nu e nimic complicat dacă suntem gata să pornim freza, zic eu. Da, sigur. 300 de euro. Raluca. Da. Pentru început, în schimbul la 300 de euro, spune-ne, te rog, cine a scris poezia Noi vrem pământ? Coșbuc. George Coșbuc, aș zice. Ah, bă, nu, Goga. Octavian Goga. Norocul tău că e timpul scurt. Coșbuc. Gata, m-am hotărât Coșbuc. Ca să o faci. Așa faci și când ești cu un pacient? Nu, da. Trebuie să-l scoatem pe ăsta. Ah, bă, nu-l scoatem. Nu. Coșbuc, gata. Acum noi o să aplicăm regulamentul ca să nu ne critique lumea. George Coșbuc s-a auzit în cele 6 secunde timpul regulamentar. Dacă era 8, era Goga. Da, exact, bravo. Da. Schimbarea asta de regulament are avantajele ei. Da, okay. 300 de euro ai. Bravo, Raluca! Mulțumesc. Bine, haios, acum era rămas Coșbuc, dar a scris-o Topârceanu, mulțumim frumos. Da, na, ai răspuns corect și atunci n-a mai fost nimic haios. Da, nu, oscilam între cei doi. Topârceanu avea ceva pământ și de asta nu. Topârceanu sigur era, Topârceanu nu-l luam în calcul. Topârceanu era cu greier, cu asta se face făină. Da, era făină. Era cu făinoasele. Hai, Raluca, acum te simți mai încrezătoare? Da, să zicem. Aici vreau să ajungem. Da. Mai anulează și tu următoarea programare, că te mai reținem. Da. Tu n-ai pacient pe scaun acum, nu? Poftim? Nu ai pacient pe scaun acum. Nu, n-am pacient, nu, n-aș, doamne, nu. De ce, doamne, că dacă aveai, dădeai un ric ceva să asculte. Pacientule, da, să vezi. Da, și pacientul, că-ți fac și reducere dacă merge bine la dublu sau exact, nimic. Exact, aș fi fost în una tu, dar nu, da, acum sunt singură. Dar și pacientul era orice numai, nu vă enervați, orice numai, nu vă enervați. Da, întrebați-o ceva simplu. Da. Uite, am o întrebare simplă pentru tine, Raluca. Ai 300 de euro, dublezi la 600? Da, și am avut, adică am pornit la premisa că sunt pe zero, e ok. Da, bravo.
O extracție. Ești pe 300 deocamdată, să știi. Da, nu, în sensul că da, când am început discuția cu dumneavoastră eram pe 0. Bine, pot, deci da, dublăm, okay. Mergem mai departe. Da, practic. da. La 600 ne îndreptăm spre obturație. Deja. 600 de euro. Luca, zâmbește frumos la cameră, ești live pe era Facebook. Era Luca. Da, poftim. Îți place tenisul? Da, mai uit. Nu joc, dar mă mai uit. Joacă da. Simona, hai Simona. Când da. Joacă Tecău, hai Horia. Da, cam așa. Ok, atunci ai șanse bune să răspunzi corect la această întrebare. Raluca, spune-mi câte da. Titluri de Grand Slam a câștigat Simona Halep. Zi? Două, aș zice. Nu, că tu faci special. Auzi, dar tu în viața ta ești norocoasă mai mult sau ghinionistă mai mult? Cum costă? A, nu știu, nu m-am gândit. Așa, nu știu, dacă ar fi acum. Norocoasă, cred că. Aha, okay. Raluca, unde a câștigat da. Simona? Nu știu, știu cum bătută pe Simona, pe Serena Williams, la unul dintre ele, acel, cred că US Open, și celălalt, nu știu, dacă Roland Garros, nu știu, deci chiar nu știu. Mi-a sunat două, puștii mi-a sunat cifra, nu știu. Da. Ai zis două ca să nu zici trei. Da, să știți că între 2 și 3 oscilam. Unul da. nu sigur. Unul era prea puțin oscilam. Pentru Simona. Da, unul era prea puțin, da. Era tare da. Să fi spus vreo 2-3. Da. Două da. Titluri de Grand Slam. Okay. Asta e varianta pe care am blocat-o. La da. Wimbledon în 2019, înainte să vină pandemia, da. A câștigat. Ok. Și a mai câștigat la Roland Garros, dar nu mai știu dacă au câștigat. A câștigat, câștigat unul sau două la Roland Garros. Hm? Păi două răspuns sau trei, adică? Păi nu, nu știm încă. Eu am spus două. Eu am spus două. Nu. Deci da. Unul e Wimbledon, ăla e sigur. Înseamnă că unul singur la Roland Garros. Îi creștem tensiunea și avem vreun cetățean pe conștiință pe urmă. Eu zic că după discuția asta, Raluca nu o să mai știe nici ce răspuns a dat și nici cel care e corect. Raluca, răspunsul tău e corect! Corect? Da! Bun! Bravo! Simona a câștigat odată Roland Garros și odată Wimbledon. În total două. Ce zici? Da, acum a venit colegul meu de cabinet. Îi spuneam ce fac acum, cu cine vorbesc. Colegule, fac bani... fac bani practic, mult mai ușor decât închidem, facem în mod obișnuit. Da, închidem cabinetul. Raluca, ai 600 de euro. E câștigat. Da. Mergi la 1200? Merg la 1200 să mă opresc. O întreb, cultură generală. Nu știu, cultură generală. Ei, ok, nu, urmez sfatul colegului să mă opresc. Nu, colegul de-abia a venit. Nu? Colegule! Lasă, doamna, Aud. Salut! Colegul, ce-ți veni? Ce-ți veni să vii, da. În primul rând? Lasă-ți colega în pace. E 10 fără un sfert, asta e oră de venit la serviciu? Raluca, fii atentă. Hai să facem un felul următor. Dacă tot a venit colegul da. Și ai prins da. Să vorbești cu el, te lăsăm 5 minute să te gândești okay. dacă vrei să treci mai departe. Povestește-i ce norocoasă ai fost. Da. Ca să vadă okay, că ești... Da. În bulan, cum și se zice. Eu zic decizia să rămână la tine. Nu uita ce ai zis okay. acum 2 minute. Ai plecat de la 0 și ai ajuns foarte repede la 600. Ți-a mers bine până aici? Gândește, pune toate astea cap la cap și în 5 minute ne întoarcem. Da, okay. Să nu închizi telefonul, rămâi cu noi, da? Nu închizi telefonul, nu. Ok, da. Mai gândesc, lucruri da. Mici. Ne întoarcem în 5 minute în deșteptarea cu... Următoarea întrebare, sau nu, la dublu sau nimic. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi, la Europa FM. Descoperă-o.
Europa FM. Ne-am întors la dublu sau nimic. Raluca din Iași e cu noi. A câștigat 600 de euro răspunzând corect la primele două întrebări. Suntem la mijlocul concursului. Nu știm dacă mergem mai departe sau nu. Raluca? Mă opresc. Eu nu pot să cred. Să vă dezamăgez, dar da, am vorbit și cu soțul meu și cu colegul și cu așa un consiliu și opinia unanimă este să mă opresc. Da, colegul, cumva Raluca. Împotriva instinctului meu, sincer să fiu, împotriva instinctului meu, dar dacă spun ei... Uite, Raluca, ce bine mergea relația noastră până să fi intervenit și soțul și colegul. Da, nu, dar soțul ca soțul, dar colegul. Da, acolo, da, eram colegul, acolo s-a rupt. Îi spunea Raluca, gata, tatică, sunt și eu și împărțim banii. Da, știu, da. Da, nu, merg pe mâna lor, merg pe mâna lor și mă opresc la 600. Bine, o să-ți... Da, o să-ți pară rău părerea mea. Răspunsul tău posibil, final este? Da, posibil, mă opresc. Te oprești. Păi, acestea fiind spuse, dă-i semnalul că a câștigat. 600 de euro! Bravo, Raluca! Mulțumesc! Nu e rău. Mulțumesc frumos! Totuși. Da, nu e rău, da. Da, asta e concluzia bună, partea bună. Două plombe și o detartrare. Ascultă și colegul ca să-i pară și lui rău? Nu, era acum deja. Nu, acum are un pacient el, deci am ieșit din cabinet. Deja a prins un pacient. Du-te și pune-le telefonul pe speaker, da, să-l faci de râs și la pacient, că te-a oprit din drumul către încă 600 de euro. Vezi, o să fie... Vezi ce a făcut colegul? Te-a oprit pe tine, da, și s-a apucat el de făcut bani. Da. Da, nu mai participa, Raluca, eu am pacient și n-am timp să mă distrez cu tine. Hai, hai să-ți pun întrebarea, da? Bine, da, întrebarea... Te concentrezi, o faci pe aia ta cu cred. Da, încerc. Așa. Da, bine. Întrebarea pentru 1200 de euro. Raluca. Da. Cum suna? Pentru 1200 de euro. În bani românești, aproape 6000 de lei. Da. Ce domnitor român de-al nostru l-a învins pe Carol Robert de Anjou în bătălia de la Posada? Nu știu, chiar nu știu. Mircea cel Bătrân, nu știu dacă sunt, nu știu. Deci istoria nu este punctul foarte, categoric. Nu știu. Chiar nu știu. Deci bine că m-am oprit. Da, are un pod aici în București. E, normal. Nu știu. Normal dacă nu ai fi știu continuat. Nu mai lăsai nici pe colegul să ducă cu pacientul. Ai și pacientul și făceați o echipă, o brigadă. Care cumva ar fi trebuit să știe că Basarab întâi l-a bătut pe Carol Robert de Anjou. Da, deci am făcut bine că m-am oprit. Da, ai făcut la urmă, da. Bravo, deci ești norocoasă, norocoasă, nu? Ce zodie ești? Da, să zicem, rac. Ia uite. De acolo știi să trage. Da. Da. Uite, domnule, ce bine o simt racii. Și soțul și colegul ce zodie sunt? Chiar este astăzi ziua colegului, deci este cred că Taur. Și poi vine ziua soțului, deci tot Taur. Am înțeles. Doi Tauri care știau exact cu ce marfă lucrează. La Taur este secretul. Exact, cam așa. Cam așa. Bine, Raluca, mulțumim frumos că ne asculți. Și eu vă mulțumesc. Felicitări pentru premiu. Ai fost haioasă și poate cine știe, într-o zi vine George cu vreo lucrare la tine, că el e din Iași. Noi sper să ne ajungem o să vedem. Eu o să mă duc cu altă ocazie la Iași. Hai să ne oprim și noi. Da, mâine o luăm de la capăt cu dublu sau nimic. Avem 100 de euro, mergem până la 800 cu emisiunea Dis de dimineață, puțin înainte de 7. Diseară, 90 pe oră, nu uitați, începem cu Ozzy Osbourne la ora 21. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!